Ești din Comuna Belcești? Hai să-ți arăt ce am făcut în acești 4 ani la Consiliul Județean pentru comunitatea în care și tu trăiești. Am depus un proiect prin PNRR și am obținut finanțare de 3,4 milioane de lei pentru dotarea cu mobilier și materiale didactice, echipamente digitale a Liceului Tehnologic Victor Mihăilescu Craiu, a Școlii Gimnaziale Liteni și a Școlii Gimnaziale Ruși. Comuna Belcești face parte din axa rutieră strategică Ia-Suceava, cel mai important proiect de infrastructură rutieră. Și astfel am reușit să modernizăm și să reabilităm drumurile județene de la Belcești, Ceprenița, Coarnele, Capre. Am acordat o finanțare nerambursabilă de peste 200.000 de lei din bugetul propriu al Consiliului Județean Iași pentru înființarea unui teren de sport pentru copii și tineret în Comuna Belcești, printr-un program inițiat de administrația liberală de la Consiliul Județean Iași, în vederea dezvoltării echitabile a comunităților rurale. Prin susținerea guvernării liberale, am obținut 16 milioane de lei pentru extinderea sistemului de canalizare în localitatea Satu Nou și alte 10 milioane de lei pentru înființare de distribuție gaze naturale prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Cu investiții de 16 milioane de lei, prin proiectul derulat de apa vital, se construiește o conductă de aducțiune în lungime de 11 km între localitățile Bălțați și Belcești pentru alimentarea cu apă potabilă a comunei. 886 de elevi ai Liceului Tehnologic Victor Mihăilescu Craiu vor beneficia de un suport alimentar zilnic, constând într-o masă caldă prin programul guvernamental Masă Sănătoasă. Știți ce lipsește Belceștiului? Un primar harnic și gospodar, împreună cu care să dezvoltăm această frumoasă comunitate. Pe 9 iunie, votați Constantin Ciobăniță primar și echipa Partidului Național Liberal.